Părintele Arsenie Boca despre dragostea lui Dumnezeu față de oameni, vamii și văzduhului. Când a sunat Dumnezeu ceasul ieșirii din lume, sufletul se retrage din trup și se adună înspre cap. De aceea, pentru cei ce au dus o viață duhovnicească intensă, li se luminează fața cu lumină neobișnuită. La mulți dintre sfinții nevoitori ai pustiei, în vremea ieșirii sufletului, fețele lor destrăluceau ca soarele. Sufletul este o făptură duhovnicească, care nu are îngrădirea pe care o are trupul, nici nu-i stau în cale piedicile trupului. În vremea aceea, o conștiință împăcată se răsfrânge pe fața senină, pe când o conștiință tulburată răsfrânge o față îngrozită. De aceea înțeleptul dă următorul sfat. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereților tale, mai înainte de a veni zilele răutății și a se apropia anii în care vei zice, nu este mie voia întru aceștia. Mai înainte de a se întuneca soarele și luna, și lumina și stelele, și se vor întoarce norii după ploaie, în ziua în care se vor clătina păzitorii casei și se vor cutremura bărbații puterii și vor înceta a măcina, că s-au împuținat și se vor întuneca cele ce se văd în gaură. Toate acestea sunt simbolisme, adică bărbații puterii sunt dinții, lumina, ochii, toate puterile trupului, simțurile trupului sunt simbolizate, soarele, lumina, luna, și înțeleptul ne sfătuiește ca înainte de a se întuneca toate acestea, adică de clipa morții, să ne întoarcem la Dumnezeu. Și se vor închide ușile în uliță, într-o slăbiciune a glasului de către cei ce macină, și se va scula la glasul păsării și se vor zmeri toate fețele cântării. Încă și din înălțime vor vedea și va fi spăimântare în cale și vor înflori migdalul și se va îngrășa lăcusta și se va risipi chiparosul, că va merge omul în casa vecinului său și îi va încuraja pe uliță pe cei ce plâng. Adu-ți aminte de făcătorul tău, mai înainte de a se rupe funea de argint și a se zdrobi floarea de aur, și a se sparge vadra la izvor și a se învârti roata la groapă. Mai înainte de a se întoarce în țărână, în pământ, precum a fost, sufletul se va întoarce la Dumnezeu, cel ce l-a dat pe el, iar trupul se va aduce în pământ. Deșertăciunea deșertăciunilor, zisa Eclesiastul, toate sunt deșertăciune. Și fiindcă deprisosit s-a făcut Eclesiastul înțelept și a învățat pe om știința, și urechea a cercat mult cu frumusețea pildelor, a cercat Eclesiastul să afle cuvintele voiei și să scrie drept cuvintele adevărului, cuvintele înțelepților și strămutările și cuiele înfocate care din tocmele s-au dat la un păstor. Mai mult decât acestea, fiul meu, ia minte că a face căzi multe este un lucru fără de sfârșit. Și cugetarea cea multă aduce o steneală trupului. Sfârșitul a tot cuvântul auzi-l. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, căci aceasta este tot omul. Adică cititul sau scriere de cărți este un lucru fără de sfârșit și ostenitor pentru trup. Dar până la urmă trebuie să luăm din viață și din învățături ce este esențial. Și esențialul este frica de Dumnezeu. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, că aceasta este tot omul. Frica de Dumnezeu, frica sfântă, păzirea poruncilor ne va duce la dragoste de Dumnezeu, la vederea luminii Lui, la vederea feței Lui și la dragostea față de El. Că toată fapta o va aduce Dumnezeu la judecată cu tot lucrul trecut, ori bun, ori rău. Eclesiastul, capitolul 12, versetele 1 până la 14.
Desfacerea sufletului de trup se face în vreme de 3 zile pământești. Începând de la momentul pe care îl numim noi moarte, slujba înmormântării corespunde cu dezlegarea deplină a sufletului de trup. Să urmărim așadar călătoria sufletului dezlegat de trup. Adică trupul iese, sufletul se dezleagă de trup, iese din trup în acel moment care nu noi moarte, dar nu se îndepărtează de el. Vreme de 3 zile încă umblă prin jur și de-abia a treia zi, practic, se dezleagă tot. De aceea facem slujba mormântării și pleacă spre Dumnezeu. Să urmărim așadar, fraților, călătoria sufletului dezlegat de trup. La ieșirea din cortul pământesc, sufletul trece prin în lumea aceasta, asemenea cu el, a făpturilor văzute. Fie cu îngeri buni, dacă sufletul a fost bun, fie cu îngeri căzuți, dacă faptele lui au fost rele. De unde pe pământ erau ceasuri, zile, ani, dincolo e un veșnic astăzi, o veșnicie luminoasă pentru sufletul care a dobândit sfințenia, sau o veșnicie întunecoasă, neagră, pentru sufletul care a iubit stricăciunea. Acum dă sufletul de datoria cunoașterii. Adică dacă sufletul multe lucruri pe pământ nu le-a știut sau n-a vrut să le știe, iată că acum el știe toate și apoi cu toate proaspete în minte va porni călătoria spre Dumnezeu. Ne va fi judecat a 40-a zi. Dacă sufletul n-a ajuns sau n-a vrut să ajungă pe pământ la desăvârșita cunoștință de sine însuși, el trebuie neapărat ca ființă duhovnicească să se cunoască dincolo de mormânt. Sufletul trebuie să-și dea seama de ceea ce și-a câștigat. Trebuie să-și recunoască și să-și pronunțe judecata înainte de a-l judeca Dumnezeu. Pe pământ avea ajutorul harului lui Dumnezeu din Sfintele Taine, care ajuta să se cunoască și să-și judece purtarea. Dincolo de mormânt, nu se mai poate cunoaște pe sine însuși prin propria libertate. Că misiunea de a descoperi starea sufletului și stricăciunea pe care o are, o au îngerii căzut. Demonii, stăpânitorii răului pe pământ, au să-i dea acum pe față toate faptele sale rele, toate gândurile, toate cuvintele pe care sufletul le va recunoaște și se va teme cumplit. Prin recunoașterea aceasta va preveni judecata lui Dumnezeu, cea asupra sa. Deci toate greșelile mărturisite la duhovnic cu inimă înfrântă și smerită, pentru care sufletul și-a făcut canonul, nu se mai află ca piedică în cale la trecerea printre cumpliții vameși ai văzduhului, căci puterea lui Dumnezeu le-a șters pe acestea din cărțile lor. La această înfricoșătoare cercetare a sufletului stă de față și îngerul păzitor, care însoțește sufletul în toată călătoria aceasta. Vămile cunoștințe sunt pentru sufletele de mijloc, care mai văd fața lui Dumnezeu, chiar dacă vor fi osândite. Adică trecerea prin văm și apoi a 40-a zi, judecata particulară, chiar dacă este păcătos, sufletul, după ce va trece prin văm, va vedea raiul, va vedea iadul și apoi va fi judecat și apoi va fi osândit dacă a făcut fapte rele și nu va mai vedea fața lui Dumnezeu. Vrăjmașii lui Dumnezeu, ateii, masonii, evreii, adică evreii și cei care urmează lor, adică care nu l-au primit pe Domnul Hristos, toate credințele care resping pe Domnul Hristos, toți ereticii care se nebunez zicând cu ură că nu este Dumnezeu, nu mai trec prin vămi, ei fiind cu totul fii ai pierzării. Sufletul acestora îl trag din trup cu silă mare mulțime de demoni și osânditul suflet n-are nici măcar mângâierea să vadă de departe fața îngerului păzitor dacă necredinciosul acela era dintre cei botezați. Precum nu se apropie îngerii buni de sufletul care s-a dat piezării, așa nu se apropie îngerii răi de sufletele sfinților,
care într-o stare de contemplație se suie la Dumnezeu ca un șuvoi de foc. Acum sufletul se închină lui Dumnezeu, Tatălui Său, dar nu prin credință, ci prin vedere, căci cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu. Aceasta e fericirea. Cunoștința trebuie să fie deplină pentru stadiul în care se află sufletul acum. De aceea e condus de înger să vadă raiul, fericirea dreptilor, răsplata faptelor bune, dar mai ales e condus să-și vadă faptele sale bune pe care le-a făcut sau care le-ar fi putut face și nu le-a făcut. Acum va pricepe sufletul ce înzestrare îi dăduse Dumnezeu Tatăl și ce putea să facă, iar din acestea cât a făcut. Acum va cunoaște care-i măsura lui dată de Dumnezeu și cât a împlinit-o el. Iar în a noua zi pământească, a șasă zi de la îngroparea trupului, sufletul se reîntoarce la Dumnezeu și îi se închină. Pe pământ, biserica face rugăciunea a noua zi pentru cel mutat. Cunoscuții, rudenele de pe pământ, oștea bisericii, ridică rugăciune către Dumnezeu și iubire către fratele lor, ca să fie rânduit în ceata depților cu îngerii buni. Dar de la aceasta, o a doua închinare a sufletului din porunca lui Dumnezeu, adică, iată, sufletul, după ce a treia zi se desparte de plin, total de trupul care a trăit, timp de 6 zile trece prin vămile văzduhului și până ajunge la Dumnezeu. Dacă este dintre atei, dintre necredincioși, spune că droaie de demoni îl înconjoară și îl duc direct la iad. Dacă nu, ajunge la Dumnezeu. În ziua nouă se face parastas, pentru că el se închină lui Dumnezeu și după ce se închină lui Dumnezeu, apoi se duce încă vreme de 30 de zile de vede temnițele iadului și apoi este judecata particulară a 40-a zi. Dincolo nu e timp ca la noi, ci veșnicia. Totuși călătoria aceasta a sufletului prin iad ține 30 de zile pământești. În vremea aceea sufletul cunoaște cu deamănuntul plata păcatului, urmările relelor pe care le-a făcut el. Pentru că de la această a doua închinare a sufletului, din porunca lui Dumnezeu, merge să vadă iadul, suferințele păcătoșilor, crâșnirea dinților, focul veșnic, întunericul cel mai din afară, unde plângerea este și deznădejdea ultimă. Acolo el cunoaște cu deamănuntul plata păcatului, urmările relelor care le-a făcut. Dacă s-a pocăit de ele, se va teme puțin. Dacă nu s-a pocăit și l-a prins moartea cu ele, îngrozirea lui va fi cumplită. Acum își va cunoaște locul după dreptate în care are să se muncească și să tremure de frică. Că își va cunoaște locul în iad dacă nu s-a pocăit, nu s-a spovedit, n-a făcut canonul, nu s-a curățit și este vrednic de iad. Și, sigur, dacă va fi spovedit, va fi făcut canonul, va fi curățit prin pocăință, va vedea și după ce va merge și după judecată va merge în rai. Iată cât este de important să ținem aproape de biserică, să fim sub ascultarea bisericii, să avem duhovnic, să ne spovedim regulat, să participăm la Sfintele Slujbe, să ne împărtășim, să postim, să ne rugăm, să facem milostenie, ca să facem fapte bune, adică și prin această trăire duhovnicească să ne mutăm din moarte la viață, să trecem de la pământ la cer. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.